Amen.
Însă, ca moment, în
Yeah.
Și fratele
Amen.
Lord,
Avem astăzi un praznic închinat Maicii Domnului. Și dacă noi cercetăm și căutăm să vedem Căldura creștină, o numim și Fecioară. De ce oare îi zicem așa? Pentru că așa o numește Dumnezeu, prin prorocul Isaia. Citim acolo, în capitolul 7, versetul 14, iată pe care o vântece. O numește Dumnezeu Fecioară și Fecioară va rămâne. Când Îngerul meu va veste la ea și zice că va naște ea, zice, cum va fi aceasta de vreme ce nu știu de bărbat? Ea n-a fost căsătorită. Iosif a fost doar unul ce grijea de Iisus și de Maria. A rămas Fecioară până la sfârșitul vieții. De aceea numim Fecioara Maria. O numim și Sfântă. De ce oare? Luăm din Sfânta Scriptură să vedem acest adevăr. Cândva Moise era pe munte cu oile și le pășea. Vede un rug arzând și nu se mistuia și a zis, mă duc să văd ce-i acolo. În rug a coborât Dumnezeu. Moise merge, se apropie. Dumnezeu îi spune, Moise, descalță-te. Pe pământul pe care îi calci, este sfânt. Unde Dumnezeu coboară, locul se sfințește. Dacă a coborât în Fecioara Maria Dumnezeu, cum să nu se sfințească ea? Cum să nu fie sfânt? Trupul ei și ea. Dacă Dumnezeu a coborât acolo și mai mult, Treimea Sfântă întreagă coboară acolo peste Fecioara Maria. Citind la una vestire, căci i s-a spus de către îngeri, că iată, Odește Granadul va opri cursul, va veni peste ea, iar Iisus se va întruba din ea. Treimea e prezent acolo. Cum să nu fie ea loc sfânt? Cândva Dumnezeu din acel loc s-a ridicat. Dar aici, în Fecioara Iisus rămâne. Duhul Sfânt rămâne. Tatăl rămâne. Aici vedem treimea în Fecioara Maria. Cum să zici că nu e așa? Dumnezeu a zis, locul e sfânt. Și noi zicem, precum zicem, Sfânta Scriptură. Oare cine o alege pe ea să nască pe Iisus Hristos? Nu alege vreun om. Nu pentru ceva omenesc, ci o alege Dumnezeu. Și o numește Binecuvântată. Așa e numele de Dumnezeu. Iar Dumnezeu când numește ceva, atunci așa este. Cine o laudă pe ea? O laudă Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu o laudă, cum să nu o laudăm și noi? Dacă Dumnezeu o cinstește, cum să nu o cinstim și noi? De aceea o laudăm și o cinstim, că înaintea noastră a laudat-o Dumnezeu. Și ce Dumnezeu laudă, facem și noi. Pe cine va naște ea? Pe Fiul Dumnezeu. Va fi Maica Celui Preanalt. Și legătura aceasta nu se desparte, nu se rupe niciodată. Mamă și fiu. Rămâne pe veci, mamă și fiu. Și numită de către noi Maica Domnului, că așa e numită în Sfânta Scriptură, îi zice așa Elisabeta, plină de Duh Sfânt, mânată tot de Dumnezeu, o numește Maica Domnului meu. Așa îi zice ea. Și așa îi zicem și noi, că așa scrie în Sfânta Scriptură. Dacă n-ar scrie, zice că nu zice, dar scrie negru pe alb. Vedem că legătura aceasta de mame și fiu a fost și este și devine ea mijlocitoare pentru oameni. Un exemplu
doar în Cana Galilei. Doar i-a spus la Iisus. Nu mai au timp. Atât i-a spus. Ca mama. Și știa că el poate să-i ajute. Știa. I-a spus și Iisus a primit că e ascultător și cinstitor de mamă. Nu-i cântător de poruncă să nu-și cinstească mamă. Iisus e fără păcat și-și ascultă mama și de aceea când face o rugăciune, o primește pe de la mamă. De aceea și noi rugăm Fecioare ca ea la Fiul Său să se roage pentru noi. Să se roage. Și mare lucru să te rogi la Fecioară. Uneori ne îndoim noi, dar de ce? Să vin ca cei din Cana cu dorința ta, cu neputința ta, ia-ți o până înaintea Fiului Său și o pune și la pune, iar Fiul nu respinge cererea mamei, că e mamă. Noi vedem că a venit în lume Fiul Dumnezeu. O vedem pe mama venind în lume cândva în urma rugăciunii. Dar ea mărturisește Fecioara Maria mai mult decât oricine zicând mi-a făcut mie mărire cel puternic. Nu e așa făcut măria. Nu e așa dat-o. Ci cel puternic. Și așa îi dăm și noi mărire cum i-a dat cel puternic. Ca să nu greșim și să fim totdeauna după Sfânta Scriptură. Azi este adormirea Maicii Domnului. A fost anunțată dinainte de plecare pe anumit ceas să se mute. Vedeți, înainte îi se spune că se va muta. Dar nu s-a speriat. Nu s-a experimentat. Și de ce nu? Pentru că ea știa că merge la Fiul ei. Știa că moartea este doar o trecere de aici, din pomor. Și știa la cine merge și cine o așteaptă din polo. De aceea nu s-a întristat. Eu, Doamne, când le mărturisesc, nu s-a rugat, înapoi ne sima, pregătește totul pentru mormântare. Nu s-a speriat. Cândva, din dreptul Simeon nu s-a spăimântat. El a zis, când și-a așteptat moartea, cuvinte, acum, liberează pe rogul tău, stăpâne. Își cerea să vină moartea, să deagă din colo. La fel și Pavel cândva, zicea că avea mai bine să deagă din colo, la Domnul Său. Că știau la cine se duc. De aceea, o vedem pe Fecioara ca exemplu pentru noi. Să n-ai frică că pleci, că știi la cine te duci. La Fiul lui Dumnezeu. Și mai mult știa că ea cine așteaptă. Cine așteaptă mai mult pe o mamă decât fiul? Și un fiu bun. Cel mai bun din lume. Și cel mai sfânt. Cum să mă aștepte? Cel ce dă exemplu de cinstire și de iubire și care e iubirea perfectă. Știa că așa. Dacă pe un om drept de pământ îl așteaptă îngerii și duc în cer, cum să nu fie fiul la mamă? Dar zice, nu-ți vorbe mamă. Cum așteaptă îngerii bun pe un om bun? O zic asta tot după Sfânta Scriptură. Ca să știți, nu vorbim ce adevărat. Oare n-ați citit pilda cu bogatul și săracul Lazar? Când a murit Lazar, îngerii cu sufletul în zâmbul de Abraham, îngerii. Iată cine vine la un suflet bun să ducă sufletul. Oare la Maria, la Maica Lui, va veni Fiul Său ca să arate că o iubește? Că o cinstește, va veni și o va întâmpina să-i ducă dincolo cu sufletul. S-a pregătit Fecioara Maria de trecere. A știut. Dar îi pregătește trecerea Dumnezeu iarăși.
În ce sens? Aduce Dumnezeu pe noi în cerul pe apostoli la mormântarea Mariei. Ajung înainte de moartea ei. Acolo. Ajung înainte. Doar Toma mai nu mi-a pus atunci. Sunt aduși. Și împreună cortegiul merge s-o îngroape în Ghețiman, în mormânt. Un evreu necredincios vrea să-și bată joc de cortegiu, deci o cinsteau pe ea într-un mod real și adevărat și se râdă de ei. Și a vrut să răstoarne spiritul. Dar când a pus mâinile, i-a rămas legate de spirit, dar dezlegate sau unde. Și s-a speriat și a rămas și om. Omul văzând asta, a strigat precum cei 10 leproși cândva, sau al văzând bolnav cândva, după mine. Și a crezut atunci în Maica Domnului și în Dumnezeu și în Fiul Său Iisus Hristos. Și mâinile sunt iarăși împreunate, rămân doar o linie roșie pe unde s-au rupt mâinile. Că vă dați și vederea. Nu e peste minune. E îngropată. După 10 zile vine și Toma și vrea să vadă trupul Maicii Domnului. Deși mormântul și mormântul e gol. Că și fiul a dus și trupul Maicii sale la cer. De cum a fost dus cândva trupul lui Moise sau lui Ilie. E dus la cer. De aceea noi creștini o cinstim. A cinstit-o înaintea noastră Dumnezeu și ne-a dat semn și ne-a dat exemplu și pildă să o face. Dacă a cinstit-o, ales-o să fie vas ales. Unde se coboară lumina, cum să nu fie loc luminos? Unde se coboară viața, cum să nu fie viață? Unde se coboară adevăr, cum să nu fie adevăr? Unde se coboară ceea ce se întâmplă toate, cum să nu fie cinstire? Și tot ce trebuie. Vedem că așa devine Fecioara după ce a fost crescută de Dumnezeu. Dar a fost și mai înainte. Tot o credință și de aceea e aleasă. Și de aceea o cinstim noi, creștinii, și cu credință și cu evlavie. Și bine să o face. Căci, zice Fecioara, tot bine de bun sfânt, purtând în pântece, pe Dumnezeu. Zice, iată de acum vor fericit toate neamurile. Cine nu primește cuvântul Scripturii, n-ascultă de Dumnezeu. N-ascultă. E așa zis și așa scrie. De aceea că creștinii o preamărim și o cinstim. Dar să o facem cu credință și cu dragoste. Știți, un om cândva avea un sfânt al lui, la care se ruga mereu. Și îl cinstea. Dar odată el a zis, cu acest sfânt îți miete și el cu mine. Odată a uitat să-l cinstească. Și mergând el pe drum, poate gânduri de-a lui, zice omul, cineva mă bate pe umăr și îmi spune, prietene, m-ai uitat. De ce? M-am uitat în stânga de la noi la mine. Aș știu că-i Sfântul meu, ce îmi poartă de grijă și eu l-am uitat. Să nu uităm nici noi de Fecioară, că ne poartă de grijă și ne pune înaintea noastră Fiului rugăciunea ei. Și are putere că nu ne lăsea de marcă a Domnului. Trupul ei sunt la cer, precum trupul Iisus Hristos că via din morți. Dar, ca mamă, poate pune vorba la fiul său și o pune, nu numai că poate, și o face. Dar, să avem credință în Dumnezeu, să cinstim pe Maica Domnului, de cum a cinstit-o Dumnezeu, să facem voia cu Dumnezeu, cinstind-o de cum spune Sfânta Scriptură, și să rămân și noi credința ei și viața ei. La cine poartă numele, să aibă parte. De dar, de binecuvântare. Cine poate numai să aibă parte de sănătate, de cele bune și de folos.
Și noi toți avem parte de Dumnezeu de ajutor și de a lui dar ceresc în toate zilele vieții noastre. Iubiți ca creștini, avem avut la biserică donație și anume, fără nume, cineva fără nume a dus ca dar 50 de euro, cineva fără nume a dus ca dar 100 de euro, cineva a dus ca dar fără nume 200 de euro. Ne mulțumim de dar, de ajutor și de jertfă și cel Iisus să le răsplătească lor cu darul său cel mare și prea înalt. Dar e ziua de Sfântă Mărie, cum zice noi, Sfânta Mărie Mare. Păi mai cântăm o cântare și apoi mergem acasă. Ca așa e, prin care ne și rugăm și o și prea mare. Cântare la pagina 284-260. Și spune așa, aceasta creștinilor, dulce fecioară, plină de dragoste, astre mântoară, cu dragă inimă, prin alții eu,
Binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut nouă de Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Prea Mărită, Pururea Fecioară, tu rugăciunile noastre, la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se mântuiască pentru tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să primească Sfânta Slujbă și să vă binecuvinteze în vecii vecilor. Amin.